Da, am revenit, oameni buni, continuăm dialogul cu primarul municipiului Târgoviște, domnul Daniel Cristian Stan, liderul PSD Târgoviște, secretar executiv PSD Dâmbovița, iată administrația târgovișteană în slujba cetățeanului. Bugetul pe 2018, cum l-ați caracteriza, domnule primar, pe ce se bazează? În primul rând, trebuie să recunosc că avem un buget mai micuț decât 2017. De ce spun acest lucru? Pentru că modificarea legislației fiscale a generat un efect negativ cu privire la buget. Însă, din analiza foarte detaliată pe care am făcut-o, a rezultat un minus de vreo 5 milioane per total. Este ceva mai mic acest recul decât ne-am fi așteptat noi și ne bucură acest lucru. Sigur că am încercat să mențin la un nivel destul de ridicat secțiunea de dezvoltare, adică investițiile, cheltuielile de capital, cheltuielile de funcționare propriu-zise nu prea au cum să fie diminuate, pentru că discutăm de cheltuieli de personal și așa mai departe. Am redus într-un procent destul de important cheltuielile cu bunurile și serviciile. Adică în acest an o să avem va fi așa un an mai de asceză, ca să spun așa, din acest punct de vedere, pentru că trebuie să trecem peste această perioadă. Sperăm ca odată cu investițiile importante din Târgoviște, și mă refer la MOL în primul rând, să compensăm această lipsă sau această diminuare a bugetului. Mă bucur că, repet, că reușim să asigurăm finanțarea unor investiții importante, și mă refer la investițiile pe fonduri europene, la investițiile pe infrastructură educațională, la proiectul prin transportul public, la proiectul prin cinematograf Independența și așa mai departe. Toate acestea vor continua. Continuă și programul de reabilitare a străzilor în coordonatele pe care le-am stabilit. De altfel, legat de reabilitarea străzilor, chiar în ședința de Consiliul Local de care discutăm, în ultima ședință de Consiliul Local, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru un proiect mult așteptat de târgovișteni care locuiesc în zonele respective, și mă refer la străzile Tighina, Herța, Leo Plângă și așa mai departe. Un proiect care urmează să fie implementat în perioada Tudorică Popescu, care urmează să fie implementat în perioada următoare. În general, mărturisesc că mi-ar fi plăcut să am un plus de 10 milioane la buget și atunci am fi putut să fim mult mai relaxați. Poate se va ține de cuvânt. Însă aștept, asta vreau să spun, așteptăm rectificarea bugetară din iulie. Așteptăm și suntem în momentul de față, compensăm într-o măsură foarte importantă aceste scăderi pe buget prin proiectele cu finanțare nerambursabilă pe care le-am obținut, și pe PNDL avem 40 de proiecte pe care le derulăm. În momentul de față lucrăm la documentații, dar după aceea avem extinderi, modernizări la 5 creșe din municipiul Târgoviște, avem reabilitări la 2 grădinițe, avem program de dotări la 2 unități de învățământ, avem 2 școli mari, școala 8 și școala 13, depuse la finanțare pe fonduri europene, avem grădinița numărul 8, de asemenea, care este la finanțare, care este gata a fi depusă la finanțare pe axa 4, tot pe fonduri europene, cu mențiunea că dacă facem așa că facem o comparație la micro 11, spuneam că facem punctul termic, facem grădinița, dacă ne uităm la micro numărul 9, lucrurile stau chiar mai bine decât atât, și vedem că atât creșa, cât și grădinița numărul 8, cât și școala numărul 8, deci toate vor intra în reabilitare, creșa pe PNDL, grădinița pe fonduri europene axa 4, școala pe fonduri europene axa 10. Adică acel cartier va beneficia de investiții care, dacă ne gândim, ajung la vreo 9 milioane de euro. Investițiile numai pe această componentă de care am discutat. Numai pe această zonă, da. Numai pe această zonă, ceea ce e, eu spun că este important. E, din păcate,
mi-ar fi plăcut să mergem mai repede pe zona de atragere a fondurilor europene, pentru că dacă pe PNDL lucrurile merg foarte, foarte repede, pe zona de fonduri europene încă mai sunt sincope, în sensul că durează foarte mult evaluările și așa mai departe. Dar în momentul în care se vor debloca, veți vedea că vom fi într-o poziție foarte, foarte bună. Iar acel loc 2 la nivel național pe care Târgoviște îl deține în momentul de față la atragere de fonduri europene pe cap de locuitor, eu sper să fie îmbunătățit. Adică să fim și să nu ajungem pe primul loc. Mă bucur că am reușit să avem o echipă responsabilă la primăria Târgoviște. Mă bucur că nu au apărut probleme în gestionarea activității administrative. Sigur că avem probleme venite din trecut, din păcate. Și mă refer aici la litigiul acela legat de centura municipiului Târgoviște. În 2013, așa s-a considerat atunci, cei care se ocupau de administrația locală atunci, au considerat că nu trebuie să plătească două facturi către un constructor. Ei bine, între timp acel constructor a dat în judecată și a câștigat litigiul și din păcate trebuie să dăm niște bani și nu puțin. Bani care pe noi, în momentul de față, ne-ar fi ajutat foarte mult pentru anumite investiții. Dar ne descurcăm, repet, proiectele cu finanțare nerambursabilă pe care le avem sunt în măsură să compenseze această diminuare de buget pe de o parte, iar pe de altă parte și aceste sarcini financiare care tot apar pe bugetul local și care vin din 2013, 2012, 2009 și așa mai departe. Lucruri care sunt cel puțin neplăcute. Acest debit e adevărat o sumă considerabilă pe care o datorăm fostului constructor la șoseaua de centură. Nu afectează lucrările, nu-i așa? Nu, nu au nicio legătură. Nu au nicio legătură. De altfel, ați și efectuat o plată, am înțeles, ca să nu mai curgă penalitățile. Am efectuat o plată, nu avem ce să facem. Responsabil, așa trebuia... Decizia, dacă este irrevocabilă, așa trebuia procedat. Vom vedea ce se va întâmpla până la urmă. Va trebui să recuperăm prejudiciile. Sunt obligat să fac lucrul acesta. Vă dați seama că o sumă de atât de mare, foarte greu de recuperat. Însă vom face demersul și mergem înainte. Nu avem ce să facem, nu ne văităm, pentru că de-aia suntem aici, ca să asigurăm acestui oraș o dezvoltare așa cum Târgoviștea merită. Și eu cred că, și am mai spus lucrul ăsta, așteptăm și veți vedea că în 2-3 ani de zile lucrurile vor arăta foarte bine. Și fac așa numai un exercițiu de imaginație și invit pe telespectatori să facă un exercițiu de imaginație sau așa o scurtă călătorie în viitor, dacă vreți. Decembrie 2019, deschiderea molului, că se va realiza de sărbători în 2019. Undeva în 2019. Da, anul viitor. Anul viitor, în decembrie. Anul viitor, în decembrie, va fi deschis molul. Din discuții pe care le-am avut cu reprezentanții constructorului, aceasta a fost concluzia și se vor apuca în această vară sau cel târziu în toamnă se vor apuca de construcție. Acum, vă dați seama, vorbim de o investiție de peste 2000 de miliarde. Dincolo de avantajul extraordinar pe care îl avem din punct de vedere economic, iarăși, infrastructura respectivă, serviciile, va fi nevoie de forța de muncă de care va avea nevoie, o construcție desfășurată pe 7 hectare. Într-o zonă care nu era accesibilă sub nicio formă. Într-o fostă unitate militară care, iată că în momentul de față, prinde viață. Accesul se va face pe de o parte prin centură, de pe Petru Cercel, pe de altă parte va fi acces dinspre Bulevardul Regele Carol și va mai exista încă un acces dinspre cartierul CFR, acolo unde strada va fi lărgită și vom avea cel puțin 3 posibilități de acces în zona respectivă. Deci eu sunt convins că va fi un lucru foarte bun. Apoi, mai important decât asta, cele 5 fabrici de electrocasnice care se construiesc
în imediata vecinătate a municipiului Târgoviște. Forța de muncă va fi din Târgoviște, locuințele vor fi în Târgoviște, transportul se va realiza de către municipiul Târgoviște și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe, multe lucruri care vor, care se vor schimba și se vor schimba și se vor schimba în bine. Sigur că este și rezultatul unei deschideri pe care administrația locală o are față de investitori. Dacă vreți să spuneți, sau dacă cineva crede că e o coincidență, eu spun că nu este o coincidență. Este un lucru care se întâmplă pentru că investitorii au găsit aici deschidere și au găsit aici un teren propice pentru a pune bazele unor afaceri importante. Și pe la Minorului se construiesc în momentul ăsta, de la Minorului din Târgoviște se construiesc în, moment, în acest moment câteva capacități suplimentare de producție, adică mergem către acea zonă vulnerabilă și anume locurile de muncă și se vor, vor fi foarte, foarte multe locuri de muncă la, la Târgoviște. Da, iată, dacă domnul primar în seara asta, dacă i-a invitat pe Târgoviște să facă, facem împreună o călătorie în timp, cum va arăta Târgoviștea oameni buni, începând, de ce nu, chiar și de anul acesta, pentru că aici vorbim de proiecte importante, de la reabilitare de străzi, de la dezvoltarea infrastructurii educaționale, de la proiectul cu transportul public în comun, ăla e un proiect extraordinar de important, mi se pare foarte important proiectul ăla, proiect de 22 de milioane de euro care va schimba fața Târgoviștei mult în bine, adică Târgoviștea va fi într-adevăr un oraș european, domnule primar, mi se pare proiectul ăla foarte important, ca și toate proiectele. Sunt multe, multe, sunt foarte multe, sunt foarte multe proiecte care, care vor fi... De la Piața Tricolorului, Piața Tricolorului, Cinematograf Independența, locuințele ANL, parcul de la Umegar, parcul de la Complexul de Natație, extinderea parcului Chindia și așa mai departe. Proiecte pe fonduri europene, am discutat acolo de proiecte pe fonduri europene, proiecte pe ANL și proiecte pe Compania Națională de Investiții, deci nu proiecte cu bani de la bugetul local, da? Este important să spunem, să spunem și lucrul acesta, cu excepția Piesei Tricolorului, pentru care n-am identificat o altă sursă de finanțare. Toate celelalte, și locuințele ANL, și Cinematograful Independența, și parcul de la Omegară, și parcul de la, de lângă Complexul de Natație, și extinderea parcului de la Chindia cu skate parkul. Deci toate acestea sunt proiecte pe fonduri europene. Eu zic că e, e foarte bine că se întâmplă, că se întâmplă lucrul acesta. Și mă bucur și, și chiar mă bucur că încet, încet o muncă care nu s-a văzut, o muncă în tranșee, ca să spun așa, începe să, începe să producă, începe să producă roade și imediat ce vom semna primele contracte de finanțare, să nu mai spun, să nu mai spun de posibilitatea pe care o avem și, repet, în următoarele două săptămâni o să avem și un răspuns concret de finanțarea centurii pe fonduri europene. Care, da, ar fi extraordinar. Care ar însemna undeva la peste, la un calcul așa pe deasupra, peste 25 de milioane de euro beneficiu net pentru comunitatea, pentru comunitatea târgovișteană. Nu e ușor. Adică e vorba de finanțare europeană. Finanțare europeană. Nu e ușor să gestionezi atât de multe, atât de multe proiecte, însă la un moment dat ai și, ai și satisfacție. Dar sunteți mulțumit de ritmul acestor lucrări? Care... N-am fost niciodată mulțumit. Ca să spun sincer, cu excepția unui constructor, în rest n-am fost mulțumit de niciun constructor la, la Târgoviște. Avem în momentul ăsta, am angajamentul că după imediat ce, ce vremea va permite, se va intra foarte puternic pe zona de sistematizare stradală, pe asfaltări și așa mai departe, pentru că acolo sunt, sunt problemele, sunt problemele cele mai mari. Sigur că având posibilitatea accesării unui proiect european, înseamnă că vom beneficia și de un contract de finanțare valabil până în 2023. Și atunci îmi conferă mie posibilitatea să pun presiune foarte mare pe constructor, pentru că nu mai sunt ținut de un termen foarte strict și în situația în care nu face treabă, să pot să-i zic la revedere, mi-a părut bine, să dau drumul imediat la licitație, să găsesc un constructor care să-mi facă treaba cât de repede se poate.
Dar eu sper că lucrurile se vor aranja și în următoarele, ca să spun așa, 4 luni de zile, 4-5 luni de zile vom avea 80% din proiectul de centură făcut la nivel de asfaltări și realizat în mare măsură podul de la Petru Cercel, finalizat podul de la Valea Voievozilor și deja ridicat podul de la Teiș. Astea sunt cele mai mari. Și ridicat podul de la Teiș. Nu știu dacă finalizat, dar oricum ridicat. Astea sunt cele mai mari zone de, lucru, de fronturi de lucru pe, proiectul privind. Un angajament optimist. 4-5 luni. E singura modalitate în care putem să spunem că ne apropiem de adevăr cu acest proiect. Dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, va fi o problemă. Termenul era finalul decembrie 2018, decembrie în actualele condiții. Decembrie 2018, în actualele condiții, însă eu am spus 4-5 luni, astfel încât să putem discuta, eu știu, în luna august, de un progres important al lucrărilor. Pentru că deja se mai lucrează septembrie, deja noiembrie, decembrie putem avea un ghinion de vreme care să nu fie tocmai favorabil. Dar în orice caz, în momentul de față se lucrează pe, proiectul de centură, se lucrează la trotuare, se lucrează la canalizări, se lucrează și la drumul nou care face legătura între strada gimnaziului și șoseaua Mihai Bravo. Apropo de strada gimnaziului, foarte repede va intra în reabilitare strada gimnaziului. După ce facem strada gimnaziului și dăm drumul la podul de la Valea Voievozilor pe două sensuri, cu regret spun că vom intra și pe Mihai Bravo, că n-avem controva. Trebuie să facem șoseaua Mihai Bravo. Încercăm să o facem iarăși într-o vacanță în care cotele de trafic pe să fie mai scăzute. Din păcate, asta este. Orașul s-a aglomerat destul de mult. Problema care există și pe care eu o voi ridica la un moment dat este aceea pe zona infrastructurii educaționale. Din păcate, comunele limitrofe municipiului Târgoviște nu oferă în momentul de față o alternativă pe zona de educație, în sensul că părinții de acolo duc copiii în mare parte la școli din municipiul Târgoviște. Și de aici este și aglomerația extraordinar de mare pe care o avem și mai avem și noi o problemă cu școlile în Târgoviște, într-adevăr, cu polarizarea copiilor la anumite școli, la Coresii, școala 5, Ioan Alexandru Bătescu Voinești, școala 1 la Vasile Cârlova, școala 1, școala 8. Deci sunt școli cum ar fi, eu știu, școala numărul 9, care s-a și desființat, că nu mai are personalitate juridică, ține de școala 3 de Zmaranda Gheorghiu în momentul de față. Eu știu, cu probleme avem și școala 10, Radu cel Mare și așa mai departe. Apropo de școli, iertați-mă că intervin, era ce s-a întâmplat cu proiectul, a implementat catalogul electronic? Este în... Păi nu, dar din sursele noastre ne spun că sunt unele școli cu pretenție, unele chiar pe care le-ați enumerat noastră, care refuză să implementeze acest proiect. Eu voi face din nou o analiză. Adică mi se pare... Voi face din nou analiză și o să văd care este stadiul. Noi avem bugetul aprobat, avem de la foarte multe școli, avem semnale foarte bune cu privire la acest catalog electronic și chiar săptămâna viitoare cred că voi face o evaluare la ce se întâmplă și de la momentul implementării acelui catalog electronic ce s-a realizat și cât de util a fost. Adică probabil că rata absenteismului școlar a scăzut. Din păcate la anumite unități de învățământ din Târgoviște eu am fost de-a dreptul șocat de numărul extraordinar de mare de absențe. Și asta e o problemă care ține de sistemul educațional. Pentru că în momentul acela, practic, comunitatea este văduvită de anumite resurse. Pentru că dacă o școală nu mai prezintă atractivitate, da, atunci trebuie făcut altceva. Corect. Bun, ne apropiem de finalul emisiunii. Ultima întrebare. Chiar țineam să vă întreb apropo de congresul ăsta care se anunță al Partidului Social Democrat, programat pentru data de 10 martie, domnule
domnule primar, ce se întâmplă la congresul ăsta? Pentru că mie mi se pare, știți cum, adică, domnule, facem congres, dar punem la bătaie toate funcțiile din conducerea națională a Partidului Social Democrat, cu excepția funcției de președinte. Păi nu are cum să intre în congres funcția de președinte. Două săptămâni înainte trebuie. Președintele este ales prin vot direct. Prin vot direct? Da. Așa e statutul. Dacă se va schimba statutul, cu siguranță. Adică Liviu Dragnea e președinte, n-are cum, n-are. Noi facem congres, dar punem la bătaie funcțiile din toate celelalte funcții. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că e nevoie de un congres în momentul de față și e nevoie de și de un suflu nou în anumite zone. Adică, mai ales că nici n-a stabilit candidatul la alegerile prezidențiale. Este important să se așeze puțin, lucrurile după o perioadă tumultoasă cu schimbări de guverne și așa mai departe. Trebuie să intrăm într-o zonă de stabilitate, iar cetățeanul trebuie să încet încet să redevină încrezător în actualul guvern, da? Și în actuala majoritate parlamentară. Este important. Dâmbovițenii vor fi reprezentați organizația PSD Dâmbovița în Comisia Națională? Nu s-a luat o decizie la nivelul biroului pe unul în județean, până acum. Pe și când o să o luați? Probabil săptămâna viitoare. Dar sunt șanse ca organizația PSD Dâmbovița, una dintre cele mai puternice din țară, să fie reprezentată la nivel conducerii naționale? Bineînțeles. Dacă organizațiile cele mai puternice sunt reprezentate, înseamnă că nu există o corespondență între rezultat, între rezultatul electoral și recompensa la acest nivel. Sigur că e o recompensă simbolică. Simbolică. Măcar la nivel moral ar trebui să existe o asemenea corelație. E în regulă. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule primar. Succes în continuare. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Oricând, cu mare plăcere în studioul Columna TV, chiar dacă iată că avem parte de un sfârșit de iarnă foarte capricios. Foarte capricios, da. Mulțumim pentru prezență încă o dată. Mulțumim, prieteni, că și în această seară ați fost alături de noi. Știri ora 20, vă invităm să nu le ratați. Nu uitați motoul emisiunii, este același. Nu vă pierdeți, oameni buni, niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla. La final am un dar muzical pentru domn primar și pentru noastră. Am ales recent câștigătoarea Brit Awards, oameni buni, premiul pe care l-a câștigat chiar aseară. E vorba de Dua Lipa, New Rules, se numește piesa, superbă piesa pentru domnul primar și pentru noastră. Doamne ajută, la revedere. Un spectru foarte larg de oferte muzicale în variați. Această emisiune. Păi mai combinăm și noi, da. Doamne ajută, la revedere. O seară bună.